Uitați și pe mine, vreau să fac și un review la ceva, da, de la exemplu. Ce? Uite, de exemplu, serial. Este un serial, este un documentar. Băi, hai să facem un disclaimer, că asta este separat de rubrica de film. No. Semn că ultima dată când ai mai făcut o astfel de recenzie, era să-l calce pe ăsta petrecerea de pietoni. Asta ia și patru din mașină, că îi rupe gleznele. Eu îl ajut ca anchidin, pentru că el nu are cum, cu ochișorii lui obosiți, se și vede, să vadă atâtea filme. Și atunci îl ajut eu. De exemplu, Dubai Bling, ai văzut? Doamne, iartă-mă! Păi, după nume arăstea! Dubai Bling este un nou show TV. El e supărat că Ennio Morricone, știi? Este Hans Zimmerman. Dubai Bling este un nou show care, după ăsta cu nevasta lui Cristiano Ronaldo, care nu făcea nimic, este menit să le învețe pe nevestele noastre tot să nu facă nimic. Că un show care să le învețe să facă ceva nu s-a făcut încă. De asta te doare bădine, că sunt așa da la el. E serialul despre Julia Child. Care e asta? Care serialul? Serialul după filmul, după Julia, cea care a adus bucătăria franțuzească în America. A, doamnă, cartea de bucate, gata, știu. Stai dacă să ajung la Julia, la Dubai Bling. Deci Dubai Bling este un documentar reality. Un reality, da. Mincinos. 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 Pentru că acolo există tot felul de oameni care sunt inventat bogați, toată lumea înțelege treaba asta, că te uiți din prea. De exemplu, unul este DJ de radio de câțiva ani și zice că e milionar. Da. DJ de radio în Dubai. Ați auzit muzica din Dubai de la radio? Bosule, n-ai cum să plătești pentru așa ceva. Deci el e DJ de la... Nu mai contează. Câteva lucruri care vă vor lovi în moalele capului. În afară de dimensiunea perdelelor. Bă, pe perdele stau mai bine ca nevasta lui Cristiano Ronaldo. Deci ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pentru cei care au fost în Dubai măcar o dată în viața lor, mă înțelegi. Deci să fac mese din astea de bogate, care ele nu se suportă între ele niciodată. Dar se cheamă între ele că n-are alte prietene. Dacă alea sunt, alea sunt. Nu le suporți, le chem. Și la o masă, la un moment dat, ia gazda, zice: oh my god, că vorbesc în engleză, ei dubaiezi. Of course. Am uitat că tu ești vegetariană și șeful nostru personal, ca un șef personal, băi. Bun. Șeful nostru personal nu ți-a făcut nimic aici cu grătare, cu barbecue. Ce face șeful personal? Iese în fața casei, pe unde trece un șanț, ca la mine la țară. Și pescuiește un pește din șanț. Hai, și îl gătește pe loc. Ați fost vreodată în cartierele astea? Nu există, în afară de niște koi fish, îmi cer scuze, obosiți, nu există. Peștii nu trăiesc acolo. Mai e una care are... N-am suficient ibuprofen în mine să te suport, dănuțule. Bă, fiți atenți. Parcă ți era rău, n-ai zis că ți e rău. Ea zice că stă într-o casă de 90 de milioane de dolari, da? Ce problemă credeți că are? N-are loc în dressing fix ca nevastă mea, mă. La 90 de milioane de dolari, ea n-are destul loc în dressing și vrea să divorțeze. Ha. Și ca să nu divorțeze, o cheamă pe prietena ei care este pe imobiliare să-și iau casa de lângă. S-a uitat la film. Eu n-am zis că nu l-am văzut, am zis doar că și tu, Brutus? Unde, deci, okay. Și ce face? Bă, de supărare, așa. Exact așa m-am gândit, că nu mă pot certa cu soția în următoarea perioadă. De se ce? Duce, păi că ți explic imediat, așa. Că te învață filmele prost. De supărare se duce și-și ia un colier cu diamante. De 10 milioane de dolari. A zis răzbunar. Și am zis soției... Din banii lui? Nu mai bine, din banii lui. Nu mai bine ne răzbunăm, nu știu. E, mă, e 10 milioane de dirham. Adică nu, a zis de dolari. De dolari. Cineva lui Dani că vorbește despre un reality show și nu despre un film. Da, ai altă discuție. Nu știu, mă. Păi ce? Te uiți la el? Păi și de la Ennio Morricone, Ennio Morricone la asta, cum ai ajuns? Am făcut și eu... Așa, cu telecomanda la asta. Cu bunica tu care cânta și la trompetă. Și mâncam așa. Cu plăcere. Când mai avem rubrică? Marți. Marți, ne vedem tot aici. Mulțumim, Cătălina Anchidi. E toată lumea pregătită? A venit Gașca Zurli? De ce mai stai aici? Asta voiam să zic eu despre tine, că locul Mirela, ți-am găsit un personaj nou. Să-l punem lângă Tura Vura. Că uite-l, e exact... Așa se îmbracă el, e mai super crazy. Mulțumim, Cătălina Chidin. Te așteptăm. Ce să zic, cu plăcere. Te așteptăm și marți, după...